Sfârșit de iarnă, sfârșit de primăvară, domnul viceprimitru Cezeș Caidric a venit conceptorul Moldovei și a ținut lui Vista în sănătate, după ce a fost la Neamț, județul Bacău, a venit astăzi, de aici pleacă la Vista în sănătate, aceea la Mureș. Îi mulțumim foarte mult pentru disponibilitate și pentru efort. A fost o discuție laborioasă și fructuoasă de timp cu primarii de Bacău. Cred că au fost peste 90% din primarii de Bacău, care au ridicat probleme cu caracter general, foarte puține specific locale, dacă pot să spun așa. Și cred că foarte mulți au plecat înnoiți. Nu a fost problemă ridicată fără un răspuns detaliat. Acest lucru merită subliniat. Sunt foarte bucuros că prima vizită în județul Bacău a unui membru al cabinetului și numărul care e membru al cabinetului Grindeanu, la viceprimitru Sfântul Șaidec, prima vizită o face dânsa în județul Bacău. Ea va fi urmată ca să, probabil, revoie poterii din mai multe zone. Va fi urmată și de o vizită a Ministrului Transporturilor în luna martie și a Ministrului Sănătății atunci când se va inaugura secția de radioterapie, care a fost finanțată pentru un contract de finanțare semnat de domnul Ministrul Dezvoltării Liviu Dragnea, continuată pe mandatul doamnei Ministrul Dezvoltării Sevil Jaidec. Eu sper că acesta să revină în Bacău la inaugurarea acestei investiții la care și-a adus contribuția și care va alina multă suferință în județul Bacău și nu numai. V-am prezentat acest contract, tocmai ca să centrați și concentrați întrebările pe domeniile care pentru care a venit doamna viceprim-ministru. Vă las să vă bucurați de dânsa. Pe noi ne mai vedeți. Bună seara! În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnului senator Dragoș Benea, pentru invitația care m-a fost adresată de a veni în mijlocul primarului din județul Bacău. În primul rând, am prezentat prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv prioritatea numărul 1, asigurarea celor 10 servicii de bază, în special în mediul rural și mă refer aici, apă, canalizare, drumuri, distensare, școli, creșe, grădinițe, iluminat public. A doua, ceea ce astăzi noi numim Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 2. A doua prioritate reprezintă fondurile europene și am comunicat tuturor că prin unirea celor două ministere, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu Ministerul Fondurilor Europene, vom asigura o corelare mai eficientă a tuturor surselor posibile de finanțare a obiectivelor de investiții, în special cele din infrastructura locală. Împreună cu toți directorii autorităților de management, ne-am angajat ca la finalul anului 2017, suma pe care România o va rambursa de la Comisia Europeană să fie de 5,2 miliarde euro. Iar a treia prioritate pe care am prezentat-o astăzi domnilor primari se referă la reforma administrației publice, la faptul că în dezbaterea Ministerului se află de o lună de zile codul administrativ, cod care unește statutul funcționarului public, legea 215 a administrației locale, statutul alesului local, legea 213 privind proprietatea publică și nu în ultimul rând am prezentat viziunea noastră conform programului de guvernare privind finanțarea autorităților administrației publice locale, începând cu 1 ianuarie 2018, conform programului de guvernare. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog. Sper și la lui domnul fost președinte acel semnătă, sper ca și dumneavoastră să vă cumplești și bune pentru următoare, din partea pe care vă puteți reprezenta. Două chestiuni, legate de șoseaua, am discutat de șosea de centură și de mouă autostradă. Dacă vă puteți da câteva oameni.
Deci aceste două obiective, așa cum denumirea lor o spune, nu se finanțează din Programul Național de Dezvoltare Locală. Eu astăzi am venit să prezint tuturor primarilor programul pentru gând și pentru infrastructura comunităților locale și m-am referit în mod evident la priorități în apă, canalizare, drumurile, fie cele de interes local de la nivelul localităților, fie de cele de interes județean pe care le administrează Consiliul Județean, ceea ce dumneavoastră astăzi ridicați ca și problemă. Sunt două obiective administrate de Ministrul Transporturilor, de Ministerul Transporturilor. În aceste considerente, Ministrul va veni aici la dumneavoastră exact ca să discute aceste două obiective. Nu sunt astăzi, n-am avut în discuție aceste două obiective care țin de Ministerul Transporturilor, ci de ceea ce ține de infrastructura locală. Ca vizionerea asta, vă întrebam că arătate față de ce prima, am înțeles ce vreau să fie această tematică a punctului edilii de județ, dar vă întrebam la ca privire de Arșavul, până ați fost, sau înțeles a fost și în peste mulți. Cum vedeți dumneavoastră ca viceprim-ministru dezvoltarea din punct de vedere al infrastructurii și a legăturilor dintre regiuni? Nu pot să văd decât într-o strategie de dezvoltare policentrică. Deci nu știu dacă dumneavoastră ați studiat site-ul Ministerului Dezvoltării, este strategia de dezvoltare teritorială a României. Ea intră în, se află în circuitul de avizare acum, de circuit interministerial. Va deveni și el la rândul lui un centru de dezvoltare a tuturor localităților din jurul său, în sensul ăsta se cheamă dezvoltare policentrică. Dacă mă întrebați ca și viziune, în sensul ăsta. Da, mă așteptam sincer, mă trebuie să fie o răspunsă mai detaliat. E un termen general. Dacă vreți, m-ați întrebat ca viziune. Deci este vorba de strategie policentrică și nu este termen general. Doamna ministru, am o întrebare care rezultă din faptul că domnul primar de la Unirște este aici. Li se rup podurile, au probleme cu apa, pleacă dealurile la vale, nu știu, aveți rezolvare la, măcar la o parte deci din problemele Unirște? Știu că nu e cu corda. Deci absolut toate localitățile care astăzi nu au, deci Uneștiul nu are o problemă că nu există alimentare cu apă. Înțeleg că au o problemă atât cu zona de companie de apă, dar pentru cele care astăzi nu și-au finalizat proiectele de apă și canalizare, avem acel master plan fazat odată și master planul nou pentru 2014-2020, cu o valoare de 172 de milioane de euro cu finanțare în Programul Operațional Infrastructură Mare și mai avem proiectele care nu sunt eligibile sau care din alte considerente nu au intrat în Programul Operațional Infrastructură Mare și care le vom finanța prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Asta am avut discuția și poate nu este de ignorat faptul că inclusiv pentru municipiul Bacău avem o soluție și o discuție aplicată pentru identificarea sau pentru sprijinirea soluționării pentru sursa de apă. Știți că avem o problemă mai rapid decât, mai rapid decât ceea ce este astăzi prevăzut în master plan. Deci dacă pe master plan avem o proiecție de a fi realizat în 2019 sau în 2020, am înțeles cât de importantă este această sursă de apă pentru municipiul Bacău, pentru ministerul nostru, asigurarea alimentării cu apă chiar este prioritară. Vă referiți la sursă alternativă sau la rezerva de apă pe care o are și cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent cu această problemă. Am avut discuția cu domnul primar, cu proiectantul și am discutat la modul următor. Dacă dânșii reușesc să depună o documentație, un memoriu tehnic, să înțelegem și noi această problemă, toată valoarea de finanțat, dacă dânșii vor reuși să o facă în mod transparent, astăzi, dacă o vom face prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în momentul în care vom lua aprobarea de la Bruxelles, o putem transfera pe fondurile europene. Propunerea noastră ar fi ca această sursă de apă să o rezolvăm anul acesta.
Mai am o întrebare. Ministru, două întrebări. Dacă reforma administrației atinge și subiectul regionalizării și decentralizării? Nu. De regionalizare nu și vă spun foarte simplu de ce. Partea de legislație legată de regionalizare, descentralizare, este scrisă, este deja realizată pentru a fi o legislație care să fie propusă Parlamentului. Știți foarte bine că avem nevoie de un proiect de lege de revizuire a Constituției pentru a introduce noțiunea de regiune. Guvernul noastră vrea să intervină ceva în sensul ăsta? În acest an, deocamdată nu. Și a doua întrebare, nu știu, poate ne spuneți două cuvinte despre proiectul de lege privind închiderea spațiilor comerciale la parterul blocurilor cu bulină. Știți foarte bine că acest act normativ a fost adoptat anul trecut la solicitarea instituțiilor care, care asigură siguranța cetățenilor. Avem un real risc seismic pe clădirile pe care astăzi le-am expertizat și sunt încadrate în clasă de risc 1, cu, mai ales cele cu acces cu publicul. Pentru a nu duce în extreme care astăzi poate nu sunt de bun augur, de o lună de zile pe site-ul Ministerului este un proiect de ordonanță de urgență care reglementează noțiunile de aglomerări umane, acolo unde sunt un număr de până în 50 de persoane, să nu mai fie impusă acea condiție de închidere a spațiului până la consolidare. Deci, pentru mai multe detalii, rugămintea mea mare este de a analiza proiectul de ordonanță de urgență pe care l-am publicat în vederea soluționării și a răspunsului către întrebarea dumneavoastră. Și este și Bacov, este situația asta. Exact. Proiectul de ordonanță este foarte, foarte bun. Bacăul chiar a încercat pe aceeași idee să facă o hotărâre de Consiliu, a fost respinsă prin, mă rog, considerente, mă rog, ciudate. Era aceeași definiție, numai că n-a fost acceptat juridic, așa de spațiu comercial și aglomerație sub 50 de persoane. Problema există în momentul de față, deoarece există spații comerciale în municipiul Bacău, chiar în centru, care nu mai permesc autorizație de funcționare. Domnul primar știe foarte bine această problemă. Când ne putem aștepta ca acel proiect de ordonanță să intre în vigoare? Eu zic că mai are două săptămâni să-și termine partea de dezbatere publică, că nu se mai transmit observații, iar apoi intrăm în ședință de guvern. Dar știți că soluția până la urmă este de a și consolida aceste clădiri, nu numai de a rezolva dintr-o ordonanță de urgență un număr de persoane sau acolo unde avem clădirile turiste istnic, rugămintea mea mare către proprietari este să accepte să intre în programele pe care chiar noi le susținem de la nivelul Ministerului pentru consolidarea clădirilor turiste istnic. Doamna ministru, vorbeați de reforma administrativă. Vă referiți cumva și la statutul prefecților, de exemplu? Se schimbă? Bineînțeles. Dacă cumva ați urmărit și actele normative adoptate de Guvernul anterior, s-a adoptat strategia funcției publice, care în viziunea Guvernului anterior a clarificat statutul prefectului și subprefectului ca funcții de demnitate publică. Această strategie a fost o condiționalitate ex-ante pentru fondurile europene care se referă la capacitatea administrației publice, agreată strategia și de Comisia Europeană, conform programului de guvernare, am menținut această prevedere din strategie, prefectul și subprefectul vor deveni funcții de demnitate publică. Și când ne așteptăm la schimbarea prefectului? Deci, nu atât. Prefectul și subprefectul vor deveni funcții de demnitate publică. Eu nu v-am spus altceva. Și ce întrebați dumneavoastră nu are legătură cu statutul funcției. Da. Mă rog, circulă informația. Mă rog, s-a încercățenit ideea că, de exemplu, zona de regiunea de nord-est, Moldova, a primit ca alocare bugetară cât județul Telorma. Da, eu aș sfătui să vă uitați și cred că cea mai bună
demonstrație de câte sume a primit regiunea Moldova, regiunea Nord-Est. Uitați-vă, vă rog, există pe alocarea FOR 2014-2020 și o să constatați că regiunea Moldova, regiunea Nord-Est, a primit cea mai mare alocare din toate regiunile de dezvoltare ale României. Cea mai mare. Deci are peste 800 de milioane de euro alocare comparativ cu celelalte regiuni care au sub această sumă. Și cu foarte multe comentarii din partea celorlalți. Deci rugămintea mea mare este atunci când discutăm despre câte sume a primit regiunea Moldova și ce puține sunt în comparație cu alte, să ne uităm pe date exacte. Eu nu știu cine și ce comentează așa, fără să aibă un studiu în față clar și real, poate sunt doar niște răutăți, dar vă spun că regiunea Nord-Est are cea mai mare alocare din programul operațional regional. Trebuie, dar totuși... Și pe bugetul de stat. Nu, pe bugetul Ministerului Transportului. Ceea ce gestionează și rugămintea puteți să analizați, să vă uitați pe Programul Național de Dezvoltare Locală, din tot ce a fost alocare, începând cu anul 2013, 14, 15, să le verificați pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Atunci despre problema autostrăzilor spre Moldova? Nu vreți să termin cu domnul Claudiu. Primăriile sunt acum cumva obligate să mărească salariile. În timp ce alocările de la bugetul de stat, de exemplu, nu sunt cele așteptate. Și la nivelul județului și la nivelul municipiului Bacău, bănesc că sunt suficiente solicitări. Și, mă rog, presiuni probabil, nu știu. Nu, presiuni nu sunt. Există totuși în Bacău și în toată regiunea sentimentul că Bucureștiul neglijează în toată zona asta. Și întrebările despre autostrăzi și despre centură, de acolo pleacă. Veniți dumneavoastră să sunteți vicepremier, nu vreți să vă vedeți pe Ministerul Transportului, pentru că sunteți vicepremier. Nu? Nu este prognozată nicio autostradă către Transilvania, fi de la Iași, fi prin Brașov, nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Sunt niște autostrăzi prevăzute în master planul de transport. Este... 15-20 de ani. Eu m-am rugat să profităm de prezența doamnei viceprimisului cu niște întrebări pentru dânsa. Am întrebat domnul început conferința de presă, prin a vă spune că va veni ministrul transportului. Dacă veni ministrul transportului, până întrebări pe centură, deși nu știu de ce ar trebui să avem întrebări pe centură. Un obiectiv care știți că nu s-a semnat contract de finanțare, știți că am început lucrurile, știți că este prinsă sumă pentru execuția lui, știți că avem probleme cu constructorul. Nu știu cine de la masa asta poate rezolva problemele cu constructorul. Eu nu știu de ce întrebăm vicepremierul, de ce nu-și face firma respectivă treaba. Va veni ministrul transportului să facem o ședință de progres, să vedem unde suntem, de ce suntem și închidem acest subiect. La fel cu podul de la Unești. Nu cred. Da? Eu am întrebat de podul la Unești, că e la primăria Unești. Să le luăm de rând. Noi mereu am înțeles, toți colegii, că nu, după 4 ani, dacă nu facem niște treburi, nu trebuie să căutăm explicații în altă parte. Dar oameni buni, primarii de la Bacău și de la Unești au bun. Ei vin acum să repare lucruri care nu s-au făcut mulți ani. Acest guvern a avut o lună de foc. N-are de o săptămână de când și a găsit cât de cât cadența. Haideți să facem o cronometrare a acestui guvern și a administrației locale și a parlamentelor și a tuturor, măcar din trimestrial sau semestrial. Dar nu chiar așa repede, după câteva conferințe de presă generate niște parlamentari de la alte partide, care, din criză de subiecte de imaginație și de informare, vin și aruncă. Nu este centură, nu este centura Bacu, nu este prinsă la finanțare, nu este autostradă Moldova-Ardeal, Telemar Maruca Bacău, dacă plecăm pe temele astea false și ne săpăm, pierdem timp aici cu toți. Nu? Și astfel falsă. Care? Nu. Acolo este un master plan aprobat de Guvernul Cioloș, când la nivelul Guvernului Grindeanu va exista o nouă abordare legată de acest master plan pe transport, o să vină și o să vă prezinte un prim-ministru sau un viceprim-ministru, dar după două luni
ca să întrebați pe viceprim-ministru când va fi Bacu, Brașov sau Iași, Târgu Mureș sau care va fi autostrada Moldova-Ardea, care tot poate spune și dânsa, foarte sigur că e importantă pentru dezvoltarea Moldovei. Dar când ăștia de la masa asta încercam guvernul Cioloș, nu mai vedea nimeni după noi. Hai să fim corecți. Să fim corecți. Încercăm, ne-am spus ceva. Nu căutăm explicații în alte parte, în alte părți. Dar și Bacu, Brașov, când eram de partea cealaltă a mesei și ne-am lansat în campania de parlamentare, m-am zis că este un obiectiv pe care încercăm grupul de parlamentari peste de ani să propun, să-l aducem mai în față, ca și prognoză de timp. Nu depinde numai de noi, depinde și de guvern, și de Comisia Europeană, și de Parlament, și de toate astea. Dacă ne întrebați de ce nu-i Bacu, Brașov, nici la 1 martie, cred că pierdem timp, sincer. Adică, hai să fim corecți, în primul rând, cu efortul pe care l-a depus doamna viceprim-ministru. Am precizat, în 230 luni maxim, va veni Ministrul Transportului și facem ședință de progres pe centură. L-am rugat frumos și dânsul a avut disponibilitatea, analizăm împreună. Dacă te faci, și repet, nimeni de la masa asta nu poate pune un constructor să facă treabă mai mult decât poate să facă. Are finanțare asigurată, totuși problema e la cea firmă și știți foarte bine că am stat acest lucru. Eu vă mulțumesc cele mai multe legate de subiectul discursului de astăzi, cu întrebarea pentru doamna ministrul, nu este foarte important. Da. Atunci când îi explici lucrurile, cred că poți, într-adevăr, așa cum domnică dumneavoastră înțelege, să-ți imaginezi că cineva e avantajat de ceva sau altceva. Domnice de la PSD, la PNL, probabil că n-au citit tot programul, toată ordonanța, nu înțeleg toate mecanismele, există și o hotărâre de guvern pe care dânsii în continuare continuă să o ignore, vorba de hotărârea 624/2015, care reglementează criteriile și prioritizarea proiectelor în Programul Național de Dezvoltare Locală. Probabil că, deși astăzi, își doresc ca România să rămână o țară fără un sat românesc dezvoltat, să nu avem apă și canalizare, să nu avem drumuri, să nu avem școli, să nu avem grădinițe, să nu avem creșe, să rămânem în România anului 2016, România anului 0, a lucrurilor 0. Să nu facem nimic. Probabil că aici este dorința celor de la PNL. Deci nu place să comentez ceea ce nu aud, mi-a spus dumneavoastră acum că deja au aceste opinii. Părerea noastră este că trebuie să ne continuăm activitatea. Primăriile, indiferent de culoarea politică a primarilor, au foarte multe proiecte, cele din județul dumneavoastră, mă refer. Toată lumea așteaptă să treacă termenul de închidere a depunerii solicitărilor și a proiectelor, iar el se închide pe 17 martie, să avem o finanțare, apă, canal, drumuri, școli, grădinițe, creșe, dispensare. Și vorbim la nivelul județului dumneavoastră, înțeleg, de peste 300 de proiecte deja pregătite, pe care le așteptăm spre finanțare. Doamna viceprim-ministru, domnul primar de Românești este aici pentru că după doamna viceprim-ministru are disponibilitatea de discute două probleme extrem de presante. La Românești este bine din două domnului privatizări prost făcute în 98. Românești nu a putut beneficia de finanțări pe alimentare cu apă și canalizare. Și de asta este domnul primar aici. Păi dar nu asta am întrebat și eu, de domnul acesta. La deșeu, celula 1 la municipiul Bacău, într-o lună nu mai primește glumei. Celula 2 loc, care e gata de 3 ani pe fondurile europene, nu putem să-i dăm drumul, pentru că e o legislație la care n-am mai umblat nimeni, extrem de birocratică și extrem de stupoasă. Și căutăm soluții. Cred că e foarte important de totuși de dat acest lucru, pentru că pentru municipiul Bacău, din timpul majorizat, cum am spus, aceea rezervă de apă, avem exact confirmarea de la doamna vicepremier, l-a spus-o și din ei. Ei cred că e cel mai important, cel puțin pentru municipiul Bacău, s-a auzit din gura vicepremierului României că s-a găsit aceste soluții, că evident aceste soluții sunt preprobleme financiare. Și asta este un mare, foarte mare lucru pentru municipiul Bacău. Doamna vicepremier, ați învățat cuvântul și aici, în sală n-am cuvântul pentru că am văzut un mare
îndreptățiți pentru această întâlnire cu întrebări, dar vreau să răspund totuși la o întrebare noastră legat de veniturile primăriilor și de unde vor suporta acea creștere salarială. Și vreau să vă spun că doamna viceprim-ministru astăzi a adus câteva fiși foarte bune și dați-mi să spun eu asta, că am fost primar care am avut la schimbare de luptă în toamnă, dacă vă amintiți, câteva 4 proiecte. Vreau să vă spun că 2 dintre ele sunt în program de primare PSD și referitor la apogarea ordonanței 63, îndrăzneam eu să sper atunci că 2010, care a redus veniturile de la 47% la 41,75% și ceream apogarea ordonanței măcar aceste 5,25% să crească la nivel de venituri la primărie, plus creșterile aferente la Consiliul Județean și la Direcția de Finanțe Publice. Obiectivul este 1 ianuarie 2018 ca suma totală colectată, adică 100% din aceste cote, să rămână autorității publice locale. Este o veste extraordinară pentru că știm cu toții că astăzi primarii nu reușesc să închidă bugetul la capitolul venituri cu cheltuielile la care sunt nevoiți, pe care sunt nevoiți să le facă. Și a doua veste bună, de asemenea, am militat, provenind dintr-o zonă petrolieră, cu redevența care, tot la fel, am sperat, o anumită cotă din redevență să rămână autorității publice locale. Iată că și doamna vicepremier a precizat astăzi primarilor că se va întâmpla acest lucru și există legea redevenței în lucru. Vreau să vă spun că am fost chiar acum 2 săptămâni la ANRM și am discutat cu domnul președinte legat și de această problemă și de problemele pe care le aveam și noi pe zona aceea și sunt vești bune pentru autorități publice locale și pentru domnul viceministru,